Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La mine în casă au fost răciți în perioada asta toți trei pe rând și eu am scăpat, așa că parafitun. Mă, tu ai sistemul imunitar de ăsta gen Ionela, știi? Eu fac toate răcelile, Ione nu face nimic. Sau când face, adică eu am avut o răceală de asta în octombrie. De unde 2 ani în vremea pandemiei n-am făcut și eu decât un COVID amărât. Da. Și nimic altceva, eram foarte mândru de mine că nu mai răcesc, că nu mai nu știu ce. În octombrie am făcut o viroză care m-a ținut. Vai de capul meu cum m-a ținut. Ione a fost răcită cam 3 ore într-o seară. Cam atât a reușit. Și acum la fel, eu sunt praf. Umblu, sunt complet chiaun, nu știu ce, ea n-are nicio treabă. Da, voi, mă zic să nu-ți dau, nu aveți tu... Eu am răcit în vacanță, cum nu se putea mai prost. Aha. Adică nu pot... Și ai fost nasol sau... Am fost nasol. Da? Da, da. Și acum, mă, ți simt un pic gâtul... Înseamnă că de la tine am luat. Nu, n-avei cum. La mine a fost răceală, n-a fost virus, a fost chiar răceală, doar răceală. Da, definește răceală, stai puțin că aici răceală deschis de asta. Am fost expus unor temperaturi foarte scăzute o lungă perioadă moment de timp. În care, George, s-au activat virusii. Nu există răceală de altă formă decât virală. Bine. Păi cine nu te trage curentul? Cine? Nu ești român adevărat. Pățești alte lucruri, dar răceala este dată de un... Adică... Mamă, dar ați văzut... E o viroză, nu e o... Ați văzut, lasă-mă, gata, am înțeles. Hai să vorbim și de ceilalți din jurul nostru, că, în fond, despre asta e radio, nu vorbim numai de noi. Da. Aș vrea să-i felicit pe părinții care au descoperit găselița asta, ca să-și ferească copiii de gripă și de răceala de la școală, îi țin în vacanță. Unde? Cum adică îi țin în vacanță? Au și-au prelungit vacanțele la munte, la munte, pe pârtie. Acum a și venit ciclonul mediteranean, e zăpadă, înțeleg. Da? Așa făceam și eu pe vremuri, îmi luam scutiri în sensul ăsta. Chiuleam pe termen lung. Mă, părinții mei n-au avut niciun pic de imaginație, înseamnă. Așa mă trimiteam la școală orice ar fi fost. Deci nu scăpam, eu trebuia să mă duc la școală. Cu scutire era foarte rar. Cred că am avut 5 scutiri în 12 ani, când eram de ăsta, febră, nu știu. Deci cum îi țin? Ai făcut școală ca lumea. Băi, am făcut școală, n-a fost ca lumea, dar am făcut școală, nu scăpam, era nașpa. Da. De ce sunt încă în vacanță? De bune. Unii dintre ei, nu toți, și părinții, am văzut un reportaj. Aha. Cred că la Pro TV am văzut. Deci a dat și la televizor. Da. Nu știu. Cum se întorc la școală. I-a dat în fat. În da. Fat. Dar și apropo... erau pe pârtie cu copii, cu nu știu ce, și reporterul evident, intrigat. Probabil reporterul a avut și eu copii, știi? Dar nu... Ei nu ziceau părinții că fiind cu gripa, nu știu, am zis să-l mai ținem un pic și îl ducem de săptămâna viitoare la școală. Foarte bun. Foarte tare. Ideea nu era. Vorbeam la finele anului trecut, că în Occident ești amendat dacă ești prins cu copilul în vacanță pe coclauri în timpul anului școlar. Țineți minte că am avut aici. Pe exemplu, de amenzi usturătoare în Germania, în Spania, în Italia, peste tot. Te-a prins cu ei copilul pe stradă în timpul orelor de școală, nu că în vacanță. Că erau exemple atunci, țin minte de cineva care spunea că într-un supermarket a luat casiera la întrebări, ăsta micu ce-i cu el. Aici nu merge. Corect. Pentru că degeaba zici tu că l-a dat în fapt la televizor, dar camera nu este omologată. Se contestă în instanță. Nu e probă. Nu e probă, la revedere. Da. Ha? Pixelul albastru. Da. Nu și se cu asta pune. Basta. Deci nu poți să amendezi pe nimeni în felul ăsta. Dar, da, nici nu știu dacă e de felicitat sau nu, dar găsenița există și e aplicată. Salutăm inițiativa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.